Odată m-am pierdut în pădurea de iarnă. Vă puteți imagina în ce stare eram? A fost sfâșietor. Un om în toată firea, plecat la vânătoare cu prietenii, a rămas în urmă. Și acum rătăcesc prin pădure, fără să știu încotro să o iau. Da, înțeleg foarte bine că atunci când te pierzi, ar trebui să rămâi într-un singur loc. Astfel cresc șansele ca salvatorii să te găsească mai repede. Dar încercați să stați într-un morman de zăpadă când afară sunt minus 21 de grade. Se întuneca. Totul în jur devenea nespus de frumos, de un albastru magic. Gerul devenea din ce în ce mai puternic. La fel și disperarea mea. Dintr-o dată, printre crengi, am văzut o lumină. M-am gândit că poate e unul dintre băieții noștri. Au rămas în urmă ca să mă întâmpine. Acum îl voi prinde pentru că mi-a stricat toată vânătoarea. M-am apropiat mai mult. M-am uitat. Și nu. Era o cabană, ca un adăpost de iarnă. Am simțit un val de bucurie. Era mai cald în cabană decât lângă foc. Am bătut la ușă. Un bătrân a deschis ușa. Îngrijit, cu părul cărunt. Parcă era desprins dintr-un basm. Și așa l-am întâlnit pe Ion, pădurarul local. Bătrânul s-a dovedit a fi de treabă. Ospitalier, inimos. Știi atâtea povești. Ai putea să-l asculți la nesfârșit. Ar putea să vorbească până dimineața și să nu se repete niciodată. Tocmai cu această ocazie a venit prima poveste. Se pare că era un sat în apropiere. Vrei să te duc chiar acum în acel sat? A întrebat Ion. M-am gândit și am decis să rămân. Chiar voiam să experimentez ceva real, rural și profund familiar. Când aș mai fi avut ocazia să vorbesc cu o persoană atât de interesantă? Și așa am rămas. Cum ai găsit drumul spre mine? M-a întrebat Ion. Cum adică cum? Am văzut lumina și am mers direct prin câmp, încercând să nu pierd din vedere lumina din fereastră, i-am răspuns. Numai că nu era un câmp, ci un lac. E bine că gerul e atât de puternic, că a înghețat de tot. Altfel, m-ar fi găsit la primăvară, acoperit de zăpadă. Nimic nu se compară cu o mică aventură. A spus Ion, frecându-și barba. Aventură? Am întrebat eu. Hai să-ți povestesc o aventură adevărată, a spus Ion, aplecându-se mai aproape de sobă, unde buștenii trosneau vesel. Ascultă, cu câțiva ani în urmă, nici nu mai știu exact câți, dar asta nu contează, eram deja văduv, dar nu eram încă șezut. Stăteam ca și acum, aprinzând soba, amintindu-mi de tinerețea mea. Iarna nu era atât de aspră ca acum, erau pufuleți de plop pe lac, tot felul de izoare calde care apăreau singure. Au bătut la ușă. Zăvorul e deschis. Mă gândesc, poate că sătenii au venit din nou să împrumute bani sau să ceară o sticlă. Oamenii de pe aici beau ca peștii. Nu există muncă. Nu e nimic de făcut. Vara rezistă cumva, dar iarna e groaznic cum își înneacă tristețea. Mă uit și văd că în prag stă un tânăr, la fel ca tine, complet necunoscut. Ud până peste cap și acoperită de un strat gros de gheață, nu poate scoate un cuvânt, cu dinții clănțănind. Și în mâinile lui, n-o să-ți vină să crezi, ține un nou născut. Îi spun din prag, băi, băiete, ce-i asta? Ai născut singur. Sunt un glumeț cunoscut, nu-mi băgați degetul în gură. Și cel mai important lucru este că nici măcar nu-mi observ propriile glume, totul se întâmplă de la sine. Iar tipul, se pare, s-a dovedit a fi un trăgător de elită ca și mine. Da, spune el chiar acum, vezi cum a stropit apa. Bine, mă gândesc, e unul dintre noi. I-am luat bebelușul din mâinile lui, m-am uitat la băiat și într-adevăr era un nou născut. Ei bine, m-am gândit, poate că a călătorit undeva cu soția lui însărcinată și a trebuit să nască pe drum. Bunicule, ai un topor.
întreabă tipul. La ce-ți trebuie? Întreb eu. Doar pentru a tăia cordonul ombilical, răspunde tipul. Ei bine, am râs amândoi și am propus să intre și să se schimbe în haine uscate. Tipul a spus că nu are timp, era o chestiune de viață și de moarte. Dacă vrei, bunicule, înfășoară copilul, ca să nu fugă, spune tipul. Și dă o mână de ajutor, adaugă el. Așa că mi-am îmbrăcat haina de blană, mi-am luat mănușile ca să mă feresc de degerături și am ieșit după tip. Și el a fugit repede pe lac și a sărit peste gheață. M-am uitat mai atent și am văzut ceva întunecat în mijlocul noroiului, fie că se zbătea, fie că se mișca în noroi. Nu ieșisem din casă în acea zi și nu avusesem timp să mă uit pe ferestre. M-am întrebat ce se întâmplă acolo. Și tipul nu a căzut din noroi cu copilul. Ce miracol! Am alergat după tip, m-am uitat mai atent și am văzut un lup tânăr blocat în mocirlă. Tânăr, nu mare. Exact ca în basmul ăla. Coada era în apă, iar picioarele din spate îi înghețau. Micuța fiară arăta jalnic, iar ochii erau deja sticloși. Tipul a avut dreptate să ceară un topor. Fără topor, nu ar fi fost posibil. Gerul devenea tot mai puternic, la fel ca acum. Nu am vrut să las lupul fără coadă sau fără picioare. Am lucrat cu grijă. L-am ciopârțit și, bineînțeles, l-am adus la mine acasă. L-am așezat aici, lângă sobă, ca să se încălzească. L-am frecat pe tip, i-am turnat ceva mai tare ca să se încălzească. Eu nu beau. Și apoi am început să vorbim. Tipul mi-a spus că venise în weekend să-și viziteze un prieten, chiar aici, în satul nostru. S-a plimbat prin împrejurimi și a dat peste lac. A văzut ceva întunecat în mijloc. Tipul s-a speriat, a crezut că cineva a înghețat sau că are probleme. S-a apropiat cu prudență, ca să nu cadă prin el, și a rămas uimit de ceea ce a văzut. Era un lup întins pe gheață, care încălzea cu trupul său un nou-născut. Bebelușul devenise deja albastru, dar era încă în viață. De asemenea, lupul abia se mai ținea pe picioare. Gheața nu a putut să reziste la greutatea tipului și s-a rupt sub el. În timp ce se străduia să iasă, a înghețat pe loc. Și-a apucat nou-născutul în brațe. Când s-a uitat în jur, a văzut coliba mea. Atunci s-a gândit că trebuie să existe un Dumnezeu pe lume, altfel, copilul nu ar fi ajuns în sat. Am văzut că băiatul s-a făcut roz, s-a ghemuit sub pătură și a sfărăit. Ei bine, l-am acoperit cu o eșarfă de puf pentru mai multă căldură și ne-am așezat la masă cu băiatul. Când a încercat să mute lupul de la locul lui, și-a dat seama că acesta era deja înghețat în el. Și atunci știi deja totul. Da, există răsturnări de situație. Dacă nu ar fi ieșit la plimbare, copilul ar fi murit, am spus eu. Ar fi murit înghețați, atât copilul, cât și lupul, a răspuns Ion. Apoi am stat o vreme în tăcere. Dar de unde a apărut copilul pe gheață? Și cum a ajuns lupul acolo? Ion și-a mai turnat o ceașcă de ceai și a început să speculeze. Cred că o săteancă beată a dat naștere și l-a abandonat în mocirlă. A plecat fără să se uite înapoi, iar noroiul a avut timp să înghețe cu o crustă subțire de gheață. Lupoaica, după cum s-a dovedit, era în apropiere. Ea a văzut totul și instinctele ei au intrat în acțiune. A decis să încălzească bebelușul. Tipul a luat bebelușul și a plecat, lăsând lupul în grija mea. Așa am aflat că era o lupoaică, nu un lup. A fost bolnavă multă vreme, am îngrijit-o până și-a revenit, am dus-o la veterinar. Veterinarul mi-a spus că lupoaica era infertilă, probabil expulzată din haită. Trăia singură, iar instinctul matern a împins-o la ispravă, să încălzească nu pe al ei, ci măcar un pui de om. Și cum rămâne cu copilul, știți? L-am întrebat pe Ion. Bineînțeles că știu. Tipul l-a adoptat pe băiat. Și l-a numit Ion în onoarea mea.
Băiatul crește bine, vine să mă viziteze în fiecare vară, mă ajută prin casă cu lemnele de foc. Ion a zâmbit și a arătat spre o fotografie atârnată pe perete. M-am uitat și am rămas uimit. În fotografie, prietenul meu stătea îmbrățișând un linț, chiar cel care m-a invitat la acea vânătoare. Ce coincidență! Îl cunoșteam bine pe el și pe fiul său Ion, pe soția sa Ana și pe fiica lor Doina. În viață, nu aș spune că Ion nu este propriul lui fiu. Nici nu aș putea să mă gândesc că prietenul meu liniștit și modest este capabil de o asemenea faptă. Și, cel mai important, Ion seamănă atât de mult cu tatăl său adoptiv. În adâncul sufletului meu, îl invidiam undeva pe prietenul meu. Este uimitor cât de ușor și cu succes totul merge pentru el în viață. În acea seară, vorbind cu Ion, am înțeles un adevăr simplu. Nu este nevoie să invidiezi pe nimeni, trebuie doar să trăiești după conștiința ta și să faci fapte bune fără să te gândești. Salvați copiii și lupii, scufundați-vă în găurile de gheață, adoptați orfani, ajutați bătrânii și atunci viața va fi cu adevărat lină și fericită. De atunci, l-am vizitat în mod regulat și pe Ion, ajutând în jurul casei și având grijă de pădure. În ceea ce mă privește, am decis să nu dezvălui niciodată, prin cuvânt sau faptă, secretul prietenului meu și al fiului său Ion. Dragi prieteni, aceasta este povestea. Și vă mulțumesc că ați ascultat până la sfârșit. Nu uitați să vă abonați și să dați like, dar și să dați click pe iconița clopoțelului pentru a fi anunțați de videoclipuri noi. Toate cele bune!